Graba strică treaba, spune o zicală din popor care s-a deverit și la Timișoara. Un conducător auto nu a acordat prioritate tramvaiului și a intrat în coliziune cu acesta. În urma tamponării autoturismului cu tramvaiul, bărbatul s-a ales cu una din portiere serios avariată, pe când tramvaiul a avut ușoare stricăciuni. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă traficul a fost blocat. Ajunsă la fața locului, o echipă de control trafic a deblocat circulația, după ce în prealabil a sesizat accidentul și daunele rezultate.